ultima teorie care circulă, mai ales pe forumurile celor de la Steaua București, este că sunteți plătită Gigi Becali să distrugeți CSA. N-are domnul Ivanovici, n-are domnul Gigi Becali atâția bani ca să mă plătească pe mine. Așa că mă înțelegeți. Pe mine mă poate cumpăra nimeni, domnule, și nici să mă ducă de nasă. Ați vorbit vreodată cu domnul Becali personal? Da, domnule, spre surprinderea mea, m-a sunat de la o câteva zile după emisiunea, m-a sunat domnul Becali. Așa. Să mă întrebe ce și cum. Și am explicat din punctul meu de vedere care este situația. Atât. Și ce a zis? Ce v-a sunat și ce v-a zis? Domnule, m-a întrebat, cum e, domnule, cu treaba asta? Și am explicat, domnule, Matale, ai făcut clubul atunci. Nu l-a făcut dumneavoastră, dânsul l-a preluat ulterior. Mă rog, procedurile de preluare ale structurilor sportive sunt posibile, conform legii. Ordonanțe 26/2. Când schimbarea merge la asociație, Și am explicat faptul că dânsul este, din punctul meu de vedere, succesorul clubului Steaua, pentru că acesta nu s-a reorganizat în termenul prevăzut de lege ca persoană juridică de drept privat, ca să poată să fie încredărat. Mai departe, dânsul are avocații lui. Dar v-am spus cu o dată, mir că avocații dumnealor n-au sesizat această subtilitate a legii care a obligat toate structurile sportive să se reorganizeze în conformitate cu legea. Ați fost mirat că v-a sunat? Bine, la câtă lume mă sună, am surprins, eu vă spun sincer, că m-a sunat. Probabil că a discutat cu domnul Dragomir, a văzut în mine și a văzut omul să ia ceva în relații. Eu mă așteptam să mă sună un avocat al dumnealui, nu dânsul. Am înțeles. Păi vedeți, asta ce spuneți dă apă la moară teoriei conspirației, că sunteți ciocanul lui Gigi Becalitor pus să distrugă CSA-ul. Că v-am zis, Ivanovici, acum asta e ultima teorie, că sunteți omul lui Gigi, că vă plătește gras, că de fapt adevărata dumneavoastră țintă este CSA Steaua. N-am dat nicio treabă cu niciun CSA Steaua, eu am treabă cu legea. Urmea nu înțelege treaba asta, că în România mai sunt și oameni integri, domne, care cred în lege și în aplicarea ei. Și în corectitudine și în tot ce vreți dumneavoastră. Că de-aia sportul trebuie să fie plin de fair play și așa mai departe. Dar nu se poate construi ceva cu un lucru care a început cu un furt. După ce dar am și o întrebare. Gigi Becali practică sclavagismul? Păi, acum eu nu am stat să-i analizez, dar văzând cum arată băieții, uitați-vă și de astea când apar băieții aia pe terenul, parcă sunt niște tablouri făcute de Picasso. Aulă. Toți tatuași, toți... Păi să mă ierte, nu, înțelegeți întrebarea, nu vă prefaceți că nu o înțelegeți. Practică sclavagismul modern, domnul Becali? Păi, domnul Becali practic un fel de autocrație. Nu. Iar. Da. Păi atunci ar practică și Florentino Perez, nu? Cum? Și la Porta și toți băieții ăștia, cel de la Paris Saint-Germain și ăștia practică slavagismul modern, nu? Ce practică domnul Becali? Domnule, am zis că domnul Becali practică un autoritarism. Deci nu este prea autoritar cu persoana domnului în raport cu puțină dictatură? Cam așa ceva. Deci dânsul ar trebui să-și aducă un antrenor bun care să facă treabă și dânsul eventual acolo să se bucure de rezultate, nu să dea indicații la antrenor. Deci nu există antrenor mai bun ca antrenor. Deci o dictatură, ce să mai, nu? Ceva de genul ăsta. Am înțeles. Bun. Un singur lucru vreau să vă mai întreb. Înțeleg că vă tot sună telefonul, că de aia se tot oprește. Da, da. Că tot a început lumea să vă sune.